Ionge mă duce gândul, mă cheamă înapoi pământul. Cântăreața Nina Prădescu locuiește de ani buni în Râmnicu Vâlcea, dar nu a dat uitării frumusețea locurilor natale și a casei părintești din satul Negoiești, de lângă Baia de Aramă. Ajutată de familie, solista a făcut tot posibilul să aranjeze o parte a casei ca într-o poveste din bătrâni, intitulând acest proiect Casa Amintirilor. Suntem în Casa Amintirilor, la Negoiești, un sat frumos, la Poale de Mehedinți. Suntem într-o casă cu povești, povești de familie și povești de la prieteni. Mi-aș dori să las imaginile să vorbească despre munca de o viață a interpretului de muzică populară Nina Prădescu. Dar, în același timp, trebuie să detaliem, pentru că găsim aici lucruri, poate, care, pentru unii dintre dumneavoastră, nu reprezintă mare lucru. Dar, pentru mine, reprezintă ceea ce a avut mai frumos și are poporul român. Artista a strâns în casa de la Negoiești peste 300 de costume populare întregi și piese din costume populare foarte vechi din diferite zone ale țării, dar și din afară, precum și războaie de țesut, obiecte de uz casnic și veselă. Marea mea pasiune, costumul popular, fiind și interpret de muzică populară, am colecționat de-a lungul timpului tot ceea ce vedeți aici, primind la început de la părinți, de la bunici, zestrea de familie. Apoi am primit de la foarte mulți prieteni costume din toate zonele țării. Vi le prezentăm și dumneavoastră costume populare peste care au trecut foarte mulți ani, dar ele sunt astăzi poate mai frumoase ca niciodată. Rămâi sănătos, străine, mă întorc în sat la mine. Aici unde m-am născut, mi-o fi crușa pe mormânt. Casa Amintirilor oferă acces neîngrădit celor care doresc să o viziteze. Dacă v-am stârnit cât de cât curiozitatea, am să fiu o gazdă bucuroasă care vă așteaptă la Negoiești, în Casa Amintirilor. Muzeul Casa Amintirilor reprezintă, în fapt, visul și munca de o viață a Ninei Prădescu și, în același timp, dragostea sa pentru cântec, folclor și locurile natale.